Ieri am pus două întrebări despre fericire și astăzi vin și eu cu răspunsurile, cu părerea mea, și mă gândesc că veți lua ceva bun pentru voi de aici. Deci, în primul rând, fericirea. Ce este fericirea? Fericirea este o stare sufletească intensă, deplină, care nu depinde absolut deloc de împrejurări sau de starea ta financiară sau chiar de sănătatea ta. Deci e ceva care ține strict de tine și nimeni nu poate să-ți răpească acea stare lăuntrică, deplină, frumoasă, profundă, fericire. Noi oamenii facem o greșeală, confundăm fericirea cu euforia. Euforia ține strâns de împrejurări, de realizări. Deci la fel este o stare de bine și euforie, dar nu-i fericire. Ia că, de exemplu, îți iei un telefon nou și tu spui că ești fericit. Ia că asta e euforie. Eu știu, ai o mașină nouă, o haină frumoasă, te-ai căsătorit, prietenii te apreciază, ești sănătos și ai o stare de bine, o mâncare gustoasă, orice. Asta e euforie. Fericirea e mult mai adâncă, e mult mai profundă decât euforia. Și acum, întrebarea mea, de unde putem căpăta această fericire care nu depinde de împrejurări, nu depinde de salariu, nu depinde de nimic absolut, ci e mult mai profundă și nimeni nu poate să se răpească. Unde este această stare? Unde este această fericire? Fiți atenți că vă dau soluția. Primul lucru, fericirea curge, vine dintr-o relație personală cu Dumnezeu. Deci, repet, fericirea vine dintr-o relație frumoasă, personală, profundă cu Dumnezeu. Trebuie să ai o relație bună cu Dumnezeu. 2. Fericirea vine dintr-o relație frumoasă cu oamenii, cu aproapele tău. Soția ta, copiii tăi, cei de la serviciu, vecinii tăi. Și 3. Fericirea, deci am spus, 1. Relația cu Dumnezeu, 2. Relația cu cei care sunt în jurul tău și 3. Fericirea vine dintr-un mod, dacă vreți, frumos și biblic de viață. Biblia este cartea care ne învață cum să ne căsătorim, cum să ne creștem copiii, cum să rezolvăm conflictele, cum să intrăm la facultate, cum să ne alegem serviciu, tot absolut. Și dacă ești un om care ești în relație bună cu Dumnezeu, în relație bună cu oamenii și ești un om care studiază Biblia în fiecare zi, o citește și trăiește conform Bibliei, este un om fericit. Fiți binecuvântați și fiți fericiți!